Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mira își sărbătorește ziua de naștere, iar cântăreața a împlinit frumoasa vârstă de 28 de ani. Artista se simte mai împlinită ca niciodată, astfel că a decis să petreacă în această zi alături de persoanele importante din viața ei. Mira le-a transmis un mesaj emoționant fanilor ei, iar artista le-a mulțumit pentru toate urările frumoase. Aceasta va petrece alături de familia ei, dar și prieteni. Happy birthday to me! Nu prea sunt multe de zis decât că zi de zi mă bucur să văd cum descoper o versiune și mai bună a mea. Sunt ajutată zilnic de oamenii care mă înconjoară să înțeleg și mai bine viața și sunt foarte recunoscătoare pentru tot. Mulțumesc pentru gândurile bune, nu doar de ziua mea. Mulțumesc din inimă pentru urări. M-am emoționat la câte mesaje frumoase am primit, a scris Mira. Am fost în situația în care părinții mei nu mi-au acordat atât de mult timp pentru că erau plecați în cântări și atunci am dus lipsă de treaba asta și nu aș vrea să-i ofer asta copilului meu, pentru că știu ce înseamnă. Tractare acum, iar când o să simt că vreau să iau o mică pauză, poate, să nu mai fiu atât de prezentă la concerte, o să fac copilul. Nu simt acum, nu mă simt pregătită acum. Îmi doresc să fiu mamă, știu că o să fiu mamă, dar nu acum, mai am timp, a spus Mira. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.